Astăzi ne-am propus să abordăm o temă importantă și provocatoare. Care este adevărata zi de odihnă? Prin întrebări și răspunsuri, am dorit să-ți fim de ajutor în căutarea ta sinceră după înțelegerea acestui subiect. Sabatul este ziua 7-a săptămânii pe care a instituit-o Dumnezeu la creațiune ca zi de odihnă pentru om. În primul rând, sabatul este o zi de închinare și întâlnire cu Dumnezeu. În al doilea rând, sabatul este un mijloc de păstrare a identității și originii omului, un memorial al creației. În al treilea rând, este un timp de reîncărcare a bateriilor spirituale, fizice și emoționale prin aducerea împreună a membrilor familiei și a bisericii sub binecuvântarea divină. Sabatul a fost instituit în Eden și oferit lui Adam și Evei ca părinții neamului omenesc. Ei nu erau evrei. Poporul Israel a apărut aproximativ 2000 de ani mai târziu. N-are legătură cu legile ceremoniale, pentru că sabatul a fost dat chiar înainte de apariția păcatului. Da. Sabatul este a patra poruncă din legea morală care este scrisă de două ori în Biblie, în Exod 20 și Deuteronom 5. Ca o dovadă că a fost deja valabil de la creațiune și până la momentul exprimării celor 10 porunci pe muntele Sinai, avem relatarea episodului cu mana din Exod 16, în care sabatul era deja recunoscut. Cu siguranță! Umblarea lui Enoch cu Dumnezeu, neprihănirea lui Noe și a lui Iov însemnau ascultare, inclusiv păzirea sabatului. Rodul credinței lui Avraam însemna ascultare de lege. Geneza 26 cu versetul 5. Profetul Samuel și împăratul David se închinau în sabat. Toți oamenii credincioși ai Vechiului Testament se închinau în fiecare sabat. Ei îl iubeau pe Dumnezeu și nu puteau face altfel. Biblia spune că obiceiul lui Isus era să păzească sabatul. El nu l-a desființat, ci l-a dezlegat de tradițiile greșite și de legalismul fariseilor. El le-a oferit un exemplu de a face bine în această zi. Da, foarte clar. Vinerea, Iisus a fost răstignit. În sabat, respectiv sâmbăta, s-a odihnit în mormânt, iar duminica, ziua întâia săptămânii, a înviat. Deci, sâmbăta este ziua șaptea. Nu există nicio dovadă că Iisus sau apostolii ar fi făcut o astfel de schimbare. Din contră, când Iisus vorbește despre evenimentele sfârșitului, ne îndeamnă să ne rugăm ca fuga noastră să nu fie într-o zi de sabat. Este evident că sabatul va rămâne ziua de odihnă până la sfârșitul lumii. Legalismul înseamnă să respingi harul lui Dumnezeu și să te străduiești să obții mântuirea prin eforturi proprii. Sabatul este un simbol al odihnei mântuirii. Ne odihnim de faptele și lucrurile omenești și ne bazăm pe harul divin care ne sfințește. Prin sabat, de fapt, noi respingem legalismul și primim darul mântuirii prin credință. Legea morală este o expresie a caracterului Dumnezeu, iar acesta nu se schimbă. Ea exprimă principiile guvernării sale veșnice. Iisus a dat viața tocmai pentru că această lege nu putea fi anulată. Imaginează-ți cum ar fi dacă un stat și-ar desființa legile doar pentru o singură oră și s-ar spune că oricine este liber să facă orice. Îți dai seama ce s-ar întâmpla? Ar fi un haos. Cum putem să credem că un Dumnezeu iubitor și drept și-ar desființa legea care guvernează universul?
Cu siguranță! În Faptele Apostolilor, de la capitolul 13 la 18, sunt numeroase declarații despre continuarea închinării în sabat a lui Pavel, cât și a creștinilor dintre neamuri. Biblia a profetizat în Daniel 7 cu versetul 25 că o putere politico-religioasă se va încumeta să schimbe legea și sabatul, instituind duminica ca zi de închinare. Această schimbare a început după prima parte a secolului 4 și de atunci marea majoritate a creștinilor au preluat-o, uitând de sabat. Însă porunca a patra spune: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Dumnezeu îi cheamă pe toți oamenii înapoi la închinarea adevărată. Dacă te afli într-o gară și se anunță că trenul tău vine la linia 7, contează să te duci la peronul respectiv. Mai mult decât atât, această zi este binecuvântată și sfințită de prezența Lui. Iisus se prezintă ca sine ca fiind Domn al sabatului și se referă la ea ca ziua mea cea sfântă. Biblia spune că cine păzește toată legea, dar greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Dacă ai o casă cu 10 geamuri și lași unul deschis și nepăzit, toată casa este în pericol. Dumnezeu vrea să ne protejeze și de aceea ne cere ascultare deplină. Miza marelui conflict dintre bine și rău este închinarea. Pe de o parte, Dumnezeu Creatorul așteaptă o închinare legitimă din partea creaturilor sale. Pe de cealaltă parte, vechea sete după închinare a diavolului dorește să fie împlinită. Biblia prezintă sabatul un semn al închinării adevărate, iar duminica un semn al închinării false. În spatele fiecărei zile este un stăpân, o autoritate. În Apocalipsa 14, cu versetul 6 la 12, toți locuitorii pământului sunt somați să aleagă cui se vor închina, lui Dumnezeu sau fiarei. Cu siguranță, în Apocalipsa 12 cu 17 și 14 cu 12 este prezentată o rămășiță, o minoritate a bisericii creștine care păzesc poruncile, deci inclusiv sabatul. Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. El primește închinarea sinceră a fiecăruia. Foarte mulți creștini au fost mântuiți fără să respecte sabatul pentru că n-au înțeles importanța lui. Dar pe măsură ce ne apropiem de apogeul luptei dintre bine și rău, subiectul zilei de închinare va fi tot mai clar și fiecare om va trebui să ia o decizie. Biblia spune: astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împetriți inimile. Iisus Hristos spune: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Conform Bibliei, sabatul începe de la apusul soarelui de vineri și durează până la apus sâmbătă seara. Este un timp special în care ne focusăm pe relația cu Dumnezeu, dând zoom pe El și renunțând la activitățile sau detaliile care ne-ar eclipsa atenția sau ar putea fi amânate. Este sărbătoarea închinării, a părtășiei cu familia și a unui repaus reconfortant. În plus, este ocazia de a face bine și seminilor noștri. În concluzie, prin faptul că necesită o pregătire corespunzătoare și regulată în vederea întâlnirii cu Dumnezeu, fiecare sabat este o repetiție pentru întâlnirea cu El pe norii cerului. Merită să experimentezi și tu acest privilegiu!